În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Pe Tine, Doamne, Te mărturisim, pe Tine Te lăudăm pentru slava Ta cea mare. Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite, dragi monseniori, dragi părinți, decani, consilieri, paroc, profesori, dragi părinți oaspeți, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși în catedrala noastră și iubiți credincioși preoți uniți cu noi prin intermediul internetului. E zi pe care noi vrem să o considerăm ca un imn de laudă. Orice duminică, orice liturghie, această liturghie doresc să fie un imn comun de preamărire a lui Dumnezeu, pentru că El se îndreaptă spre noi, pentru că El rămâne cu noi, pentru că El ne iubește pe noi, ne alege pe noi, după misiunea pe care El a orânduit-o. Îi mulțumim. E slava Lui, omul care trăiește. Ne pregătim acum pentru a aduce această laudă și mulțumire, cerând iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele, cerându-i ca să primească rugăciunea mea de mulțumire, cererea mea de iertare pentru lipsuri și să ocrotească biserica noastră, să ocrotească întreaga dieceză, să ocrotească țara și poporul nostru. Și spunem din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiune. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfântă Marie, ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Aleluia in excelsis Deo. Gracias a Dios por esta gran gloria. Padre de Dios, en el de Dios, Padre, un gran y con el Să ne rugăm, Dumnezeule al puterilor, de la care vine tot darul desăvârșit, să dește în inimile noastre iubirea față de numele Tău, unește-ne tot mai strâns uniți cu Tine, spre a hrăni în noi ceea ce este bun, și veghează cu grijă ca să păstrezi ce ai sădit în noi, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor.
Citire din cartea lui Cohelet. Deșertăciunea deșertăciunilor, spune Cohelet. Deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune. Căci există câte un om care se trudește cu înțelepciune, cu știință și cu succes, și om care nu se trudește și îi se dă partea. Și aceasta este deșertăciune și rău mare. Căci ce are omul în toată truda lui și în toată goana inimii lui cu care se trudește sub soare? Căci toate zilele sale sunt o steneală și inima lui nu se poate odihni din cauza indignării, îndeletnicirii lui nici noaptea. Și aceasta este deșertăciune. Cuvântul Domnului. Doamne, Tu ai fost locul nostru de refugiu din generație în generație. Doamne, Tu ai fost locul nostru de refugiu din generație în generație. Tu îl faci pe om să se întoarcă în țărână. Tu ai spus, întoarceți-vă, fii lui Adam, pentru că în ochii tăi 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă de noapte. Doamne, Tu ai fost locul nostru de refugiu din generație în generație. Ei ca un șuvoi sunt ca un vis, dimineața sunt ca iarba care crește. Dimineața înflorește și crește, seara este cosită și se usucă. Doamne, Tu ai fost locul nostru de refugiu din generație în generație. Satură-ne dis de dimineață cu bunătatea Ta ca să tresăltăm de bucurie și să ne veselim în toate zilele vieții noastre. Bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru să fie asupra noastră, fă sigură pentru noi lucrarea mâinilor noastre, da, fă sigură pentru noi lucrarea mâinilor noastre. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni. Fraților, dacă ați înviat împreună cu Hristos, căutați cele de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Cugetați la cele de sus și nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă împreună cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, care este viața voastră, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în glorie. Așadar, dați morții membrele pământești, desfrânarea, necurăția, patima, pofta cea rea și lăcomia, care este idolatrie. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu cel nou, care se noiește după chipul Creatorului Său pentru a ajunge la cunoaștere, unde nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie,
nici necircumcizie, nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber, ci Hristos care este totul în toate. Cuvântul Domnului. Fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, unul din mulțime i-a spus lui Iisus: Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă moștenirea cu mine. Dar el i-a răspuns: Omule, cine m-a stabilit judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: Fiți atenți și păziți-vă de orice lăcomie, deoarece chiar și atunci când cineva este bogat, viața lui nu constă în ceea ce are. Și le-a spus o parabolă. Un om bogat avea un ogor care a dat o recoltă îmbelșugată și se gândea în sine: Ce mă fac, pentru că nu am unde să-mi adun recoltă? Apoi și-a zis: Voi face astfel, voi dărâma hambarele și îmi voi construi altele mai mari. Voi aduna acolo tot grâul și toate bunurile mele și voi spune sufletului meu: Suflete, ai adunat bunuri suficiente pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și bucură-te de viață. Însă Dumnezeu i-a zis: Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul, iar cele pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Așa se întâmplă cu acela care adună comori pentru sine, dar nu este bogat înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului.
Preasfințite, cucernici părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși! Participăm la o liturghie obișnuită, dar specială. Obișnuită pentru că structura acestei liturghii este aceea pe care noi o cunoaștem, dar motivația cu care au venit mai mulți preoți, au venit și persoane consacrate și probabil sunteți mai mulți credincioși, iar corul s-a pregătit în mod festiv, este tocmai de a aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru anii de păstorire ai preasfințitului nostru Petru. 41 de ani, 5 luni și vreo 10 zile de când conduce dieceza de Iași. 12 ani și ceva în calitate de ordinarius sau administrator al diecezei, pentru că nu era posibil în anii comunismului să avem un episcop la Iași, iar de la 1 mai 1990 până astăzi, preasfințitul conduce această porțiune a bisericii care se cheamă dieceza de Iași. Și dacă ne gândim ce înseamnă 40 de ani sau ceva peste 40 de ani, sigur că sunt ani mulți în care putem face și un bilanț, putem să enumerăm și multe realizări, dar cred că misiunea noastră în această seară este să contemplăm bunătatea lui Dumnezeu, care a privit spre dieceza noastră și a rânduit un păstor care să ne conducă atâta timp și prin inspirațiile Duhului Sfânt de care s-a lăsat călăuzit, preasfințitul nostru, să avem astăzi, spun eu, o dieceză frumoasă, cu mulți preoți, multe persoane consacrate, multe parohii, multe asociații, multe inițiative, misionari, preoți care lucrează în străinătate, un seminar sau chiar două seminarii, dacă luăm în considerație și seminarul franciscan de la Roman, seminarul mic de la Bacău. Sunt multe, multe lucruri și motivația noastră din această seară așadar și invitația Preasfințitului este ca să aducem acest prinos de mulțumire lui Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a realizat. Spuneam că nu vreau să fac o enumerare a realizărilor pentru că Dumnezeu le-a contabilizat mai bine. Cred că nu i-a scăpat nimica din vedere. În Cartea Vieții, în dreptul Preasfințitului, pentru tot ceea ce a însemnat această dăruire ca un adevărat păstor pentru dieceza de Iași. Suntem aici, o biserică, am putea spune, pentru că Sfântul Ignațiu de Antiohia spunea prin anul 110, Ubi Episcopus, Ibi Ecclesia, unde este episcopul, acolo este și biserica. Și dacă vrem să reamintim ce este biserica din catechismul mic, biserica este societatea sau comuniunea tuturor credincioșilor, uniți prin aceeași credință și sacramente, sub o cărmuire a papei și a episcopilor supuși acestuia. Noi suntem aici, sigur, o porțiune din biserică, dieceza de Iași, nu este biserică locală, este o porțiune a bisericii universale. Nu este o parte, este o porțiune. Și dacă facem o asemănare banală, una este când avem o porție de tort și alta este când avem o parte din tort. Porțiunea din tort rămâne mai departe în ansamblu tortul pe care îl savurăm cu gustul sau cu privirea, pe când dacă am luat o parte, ne despărțim de restul tortului. Noi suntem aici o biserică locală, reprezentată în această seară și altă de preoți, în frunte cu episcopul, persoane consacrate, credincioși, și ca atare noi trăim acest sentiment de apartenență la o biserică, dieceza de Iași. Dieceza de Iași este o porțiune încredințată spre păstorirea unui episcop. Am avut mai mulți episcopi, era un timp când erau administratori apostolici, care vineau din altă parte, dar de mai bine de 100 de ani avem fericirea să avem episcopul nostru de Iași.
episcopul propriu de Iași. Cine este episcopul de fapt? Cuvântul episcop vine din cuvântul grecesc episcopos, supraveghetor, supervizor, un termen tehnic. Dar dacă ne gândim la rolul episcopului într-o dieceză, într-o biserică locală, episcopul este cel care trebuie să poarte de grijă de toată această porțiune a poporului lui Dumnezeu. Este nu un inspector, nu unul care controlează, dar pot să enumer câteva asemănări pentru a înțelege misiunea unui episcop. Episcopul, sigur, poate fi numit păstor și de multe ori am auzit folosindu-se acest termen, păstorul dieceziei de Iași. Dar episcopul este și un tată, pentru că episcopul are grijă de această porțiune a poporului lui Dumnezeu ca un adevărat tată. Este și un frate, episcopul, pentru că el se interesează de fiecare și are la inimă problemele fiecăruia, exact cum un frate simte necazul, durerea sau bucuria fratelui de sânge. Episcopul este și un prieten. Episcopul este cel care se apropie de tot, se apleacă asupra tuturor, nu numai asupra unora, dar începând de la cei mai de sus până la cei din urmă, dar cu pregădere față de cei nevoiași care au nevoie de prietenia episcopului. Și de aceea episcopul este și aducător de mângâiere. De câte ori preasfințitul sau eu mergem în parohii, vedem lume care, sigur, parcă se simte altfel când vede episcopul, pentru că știe că cel care este acolo în parohie sau la altar este un succesor al apostolilor, este unul rânduit de Iisus Hristos ca să conducă biserica. Episcopul este și un adevărat slujitor, diaconie, a sluji. În trecut, atunci când celebra episcopul, el trebuia să îmbrace pe lângă acest ornat și haina numită dalmatică a diaconului. Recent, fiind la Roma pentru celebrarea lui Mir, mi s-a pus și această dalmatică și ornatul, așa încât am simțit că sunt și diacon și preot, diacon, preot și episcop. Iată, misiunea unui episcop este să fie slujitor și dacă altădată acest lucru era amintit de purtarea hainei specifice diaconului care este un slujitor, astăzi rămâne totuși imaginea cu pregădere că episcopul este unul care slujește, asemenea lui Hristos care a venit nu ca să fie slujit, dar ca să slujească. Episcopul este și învățător. Atunci când este consacrat sau sfințit episcop, primește această misiune de a învăța. Este învățătorul autorizat în biserică și de aceea episcopul explică Evanghelia, episcopul poate să atragă și atenția atunci când anumite lucruri nu funcționează bine, poate să dea și anumite sfaturi, dar rămâne un învățător așa cum au fost rânduiți apostolii să meargă și să învețe toate neamurile, iar episcopul, în calitate de urmaș al apostolilor, are această misiune de a fi un adevărat învățător. Nu mai spun, sigur, sunt sușirile personale de bunătate, de apropiere, de om care este capabil mereu să se aplece asupra tuturor. Iată, aceste aspecte, imagini, pot să ne ajute atunci să înțelegem când spunem că episcopul, cine este episcopul? Episcopul este urmașul apostolilor. Atunci când Hristos, înainte de a pleca, de a se înălța, i-a chemat pe cei 12 și a rânduit să meargă, să vestească Evanghelia, i-a rânduit ca un colegiu, având în frunte pe Petru, apostolul Petru. Iar ei, la rândul lor, apostolii, au avut misiunea ca după ei să aibă grijă ca biserica sau comunitățile întemeiate să nu ducă lipsă de păstori și de aceea au rânduit episcopi prin impunerea mâinilor. Și de la apostol până astăzi există această succesiune apostolică. Episcopul, spune și doctrina bisericii, dar
este și în credința noastră, este un succesor al apostolilor. Iar împreună cu toți episcopii care sunt astăzi în lume, circa 5.000, formează acest colegiu imens al apostolilor actuali, avându-l în frunte pe urmașul lui Petru, Papa de la Roma, Papa Francisc. Așa încât și dieceza noastră, am putea spune că este cum Petro et sub Petro, cu Petru și sub conducerea lui Petru. Iată, dacă ne gândim la rolul pe care l-a avut preasfințitul nostru în dieceza noastră, în acești 40 de ani, ne-am obișnuit poate cu multe liturghii pontificale, multe liturghii obișnuite și nu am reflectat îndeajuns ce înseamnă să ai un episcop la o liturghie sau la o celebrare. Episcopul, succesor al apostolilor, prin voință divină, nu este dorința episcopului să fie episcop, pentru că și aici avem cuvântul lui Hristos, nu voi m-ați ales pe mine, dar eu v-am ales și v-am rânduit să aduceți roade. Iată, din mandatul lui Hristos am avut aici un episcop, un urmaș al apostolilor. Și tocmai pentru acest motiv, în această seară, aducem laudă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce Dumnezeu a revărsat prin mâinile unui succesor al apostolilor asupra întregii diecezei. Sigur că un episcop nu este atât de egoist încât să privească numai la propria casă, propria dieceză. Inima episcopului trebuie să fie deschisă pentru toate necesitățile bisericii, dimensiunea misionară a bisericii se vede și prin preocuparea episcopului de a ajuta alte dieceze, de a trimite misionari în altă parte, pentru oamenii care nu au posibilitatea să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Episcopul participă la această grijă a Bisericii Universale. Nu este doar episcop, sigur că răspunderea este pentru acest teritoriu care se cheamă dieceză sau dieceza de Iași, dar aceste preocupări ale episcopului merg dincolo de hotarele diecezei și iată că avem și o realitate frumoasă în care aproape 100 de preoți din dieceza de Iași, preoți diecezani, lucrează în multe părți din lume, aducându-și aportul pentru a vesti Evanghelia și pentru a păstori oamenii care duc lipsă de păstori. Și pentru acest lucru mulțumim lui Dumnezeu și ne bucurăm că deschiderea aceasta de care am putut să avem parte, mai ales după schimbările politice din 1990, ne-au permis să ne organizăm cu o biserică de sine stătătoare, cu toate structurile de care avem nevoie. Atunci când noi vrem totdeauna să considerăm rolul unui episcop, de multe ori poate privim și preoți, dar și credincioși, doar prin prisma funcționalității sau a utilității. Episcopul nu este un funcționar, nu este unul care stă la birou ca un director care dă ordine sau cheamă la ordine. Episcopul este cel care merge pe teren. Episcopul este cel care merge și, cum spune Papa Francisc, are mirosul oilor, merge în mijlocul turmei, pentru că pentru aceasta a fost trimis episcopul sau este rânduit episcop, să fie ca un adevărat păstor în mijlocul turmei. Și aici avem atâtea bucurii, pentru că prezența Preasfințitului în acești 40 de ani a fost foarte simțită și nu cred că este comunitate parohială și multe filiale care să nu fi avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor. Și aceasta este o realitate frumoasă și ne bucurăm că Dumnezeu i-a dat sănătate și putere ca să îndeplinească acest mandat special de a păstori cu adevărat poporul lui Dumnezeu. Iubiți confrați preoți, iubiți credincioși, sigur că ar fi multe de spus și nu intenționez să dezvolt o teologie a episcopatului, nici să fac aplicații practice. Ceea ce ne cuprinde în această seară
pornind de la sentimentele Preasfințitului și ale noastre, la unison, este să-i mulțumim lui Dumnezeu. Euharistia, Sfânta Liturghie, este pentru noi actul cel mai înalt de mulțumire. De aceea am venit la liturghie cu toții, de aceea mulți preoți au lăsat poate un pic ocupațiile și preocupările din parohii în această după-amiază, pentru că aici împreună să aducem acest prinos de mulțumire pentru Preasfințitul nostru. Preasfințite, întrucât nu vreau să mai vorbesc la sfârșit, ca să nu ne lungim prea mult, îmi fac glasul tuturor după ce am făcut aceste considerații pentru a vă mulțumi, pentru a vă mulțumi pentru tot ceea ce ați făcut pentru dieceză, cu ajutorul lui Dumnezeu. Sigur că noi am fost oițele sau uneori poate nu sunt oi, sunt și berbeci, dar am fost mereu sub călăuza Preasfinției voastre și vă mulțumim. Vă mulțumim pentru că ne-ați deschis atâtea perspective și am putut să ne bucurăm ca o biserică cu o tradiție tânără, dar cu multe bogății, pe care ne-ați ajutat să le valorificăm. Personal, dar știți și Monsignorul Grigore, am stat mult lângă Preasfințitul, foarte mulți ani, Monsignorul Grigore, eu de foarte mulți ani și ca vicar general și apoi episcop auxiliar, și am simțit totdeauna această preocupare pentru binele diecezei și mă bucur că ne-ați asociat ca să cunoaștem și noi aceste realități frumoase pe care le-am trăit în acești 40 de ani. Pot să spun că am început ca seminarist acest lucru, pentru că atunci când ați fost numit ordinariu sau conducător al diecezei, eram în anul 6 la seminar, ultimul an de seminar, dar iată cum au crescut generații de preoți, generații de credincioși și vă mulțumim. Domnul să vă răsplătească și poate mulți se întreabă de ce vă retrageți de la conducerea diecezei. Ați auzit și știm că și dreptul canonic, codul bisericesc, recomandă că la o vârstă episcopul să se retragă pentru a se dedica mai intens rugăciunii și pentru că a avut poate uneori atâtea greutăți să aibă și ani mai liniștiți. Episcopul nu iese la pensie, cum am spune noi, din punct de vedere civil. Nu există pensie sacramentală, pentru că sacramentul preoției și al episcopatului rămâne. Preasfințitul va continua și veți continua, Preasfințite, să slujiți mai departe biserica, dieceza noastră, dintr-o altă poziție. Și ne bucurăm că veți fi mereu în mijlocul nostru pentru a ne bucura și pentru a duce mai departe această operă frumoasă pe care ați realizat-o. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Maica Domnului să vă ocrotească. Mulțumesc, mulțumesc Preasfințitului, vă mulțumesc dumneavoastră. Continuăm să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și acum, așa cum am făcut-o, vrem să o facem încă o dată, oficial, public, mărturisindu-ne aceeași credință și spunem, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a tot. Al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de tot. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl,
prin care toate s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dădător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Mântuitorul a ales 12 apostoli dintre ucenicii săi și, revărsând asupra lor darul Duhului Sfânt, i-a trimis în lume să predice Evanghelia la toate popoarele. Să rugăm cu stăruință acum să facă rodnică munca urmașilor lor în lume. Doamne Iisuse Hristoase, Învățătorule Dumnezeiesc, întărește cu puterea Ta pe Sfântul Părinte Papa Francisc, pe administratorul nostru apostolic, Episcop Petru, pe toți episcopii și preoții. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul să primim cu suflet deschis învățăturile și îndemnurile păstorilor noștri sufletești. Te rugăm, ascultă-ne! Trimite și dintre noi lucrători în secerișul Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Arată tuturor popoarelor că Biserica Ta este sacrament al unității neamului omenesc. Te rugăm, ascultă. Încurajează misionarii în munca lor grea și plină de primejdii. Te rugăm, ascultă. Primește-i în fericirea veșnică pe toți păstorii decedați. Te rugăm, ascultă. Dumnezeule prea bun și îndurător, luminează ochii credinței noastre, ca în preoții Tăi, să te vedem pe Tine însuți și primind prin ei darurile Tale, să înaintăm necontenit spre patria cerească, prin Hristos Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Bunătatea ta, Doamne, sfințește aceste daruri și primind jertfa adusă în Duhul Sfânt, fă din noi ofrandă veșnică închinată ție, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, noi recunoaștem măreția Ta în tot ceea ce ai făcut pentru noi. Ai venit într-ajutorul slăbiciunii noastre, trimițându-L pe Fiul Tău ca să ia asupra Sa păcatele lumii. Prin El, care este noul Adam, ai răscumpărat omenirea de căzută și prin moartea Lui ne-ai făcut părtași vieții nemuritoare. Prin El preamărim acum și în veșnicie milostivirea Ta și cântăm împreună cu corele de îngeri imnul măririi Tale. Yeah.
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău și jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând patirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu preafericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întărei în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu administratorul apostolic, episcopul Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea Ta, împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt,
toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mă dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume și a rămas cu noi în taina sfântă eucaristică. Doamne, nu sunt vrednic să intri, dar spune numai un cuvânt.
tactus custus in te fallitur, sed auditu solo tuto creditur. Credo quid quid dixit Dei filius, nil hoc verbo să ne rugăm. Însoțește-ne continui, Doamne, cu ocrotirea Ta pe aceea pe care i-ai înnoit cu pâinea cerească, hrănindu-ne încetat în această viață, învrednicește-i, te rugăm, de mântuirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Iubiți credincioși, mâine luni, 5 august, după liturghia de seară, vă invităm să luați parte la privegherea de rugăciune, prin care vrem să cerem de la Domnul harurile necesare slujirii noului episcop de Iași. Marți, 6 august, avem sărbătoarea schimbării la fața Domnului. Nu este sărbătoare de poruncă, totuși programul Sfintelor Liturghii va fi cel obișnuit și vă invităm să participați la Sfintele Liturghii la 6:30 dimineață, la 7:30 și seara la 18:30. De asemenea, vă reamintim că la ora 10:30 se va celebra Sfânta Liturghie, în cadrul căreia va avea loc hirotonirea episcopală a Monsignorului Iosif Păuleț. Tot marți vom începe novena la Solemnitatea Adormirii Maicii Domnului, sărbătoare căreia este dedicată Catedrala Veche. Și vă invităm în continuare să urmărim împreună un colaj de imagini și de amintiri ale acestor 41 de ani de slujire a preasfințitului Petru Gherghel. E moment de mulțumire, e moment de îndreptare spre trecut, de aducere aminte. Pentru mine și pentru mulți dintre cei care ne aflăm acum în catedrală, aceste momente pe care le voi rosti, le voi prezenta, sunt luate din istoria diecezei noastre de Iași, din biserica noastră, momente scrise cu litere de aur,
cu siguranță pentru excelența voastră, preasfințite Petru Gherghe, și pentru cei care mulți vă însoțesc, sunt amintiri, sunt trăiri și sunt emoții. Petru Gherghel s-a născut la 28 iunie 1940 în localitatea Ghereiești, județul Neamț, o comună cu oameni simpli, dar credincioși, spune preasfințitul, într-o casă în care a simțit apropierea părinților, Petre a lui Ianuș și Maria născută Dâncuț, dar și a celor cinci frați. Mama, cu simplitate, bunătate și iubire, s-a deschis către viață. Un tată, unul dintre gospodarii satului, dar și primarul comunității pentru o perioadă, de la care a învățat generozitatea uneori dusă la extreme. Cu rezultate bune la învățătură, toți se așteptau să ajungă om mare, să fie ofițer în cadrul armatei. Însă Dumnezeu a avut o altă misiune pentru el, să fie preot. Sămânța vocației la Sfânta Preoție a încolțit în inima sa atunci când îl urmărea la liturghie pe părintele paroh al comunității Ioan Jigmon din sat. Privindu-l pe părintele și ascultându-l la Sfânta Liturghie, se întreba micul Petrică: oare nu aș putea să fac și eu la fel? Un seminarist și apoi preot, părintele Anton Dănculesei, a fost pentru micul Petru un imbolt spre preoție. A primit sacramentul mirului prin ungerea și impunerea mâinilor fericitului Anton Durcovici, pe care și-l amintește ca o personalitate impozantă și spre care s-a întors deseori în viața sa, fiind peste timp cel care a fost practic urmașul la scaunul Episcopiei de Iași. Trăind sărbătoarea memorabilă a beatificării din 17 mai 2014. După ce a absolvit școala generală din Ghereiești, a mers la seminar la Iași. De la examen își aduce deseori aminte de cântecul pe care l-a intonat și cu care a făcut impresie, spune excelența sa: toată frumoasă ești, Marie. Un cântec și o rugăciune care l-au însoțit în toată viața. S-a îndreptat la 15 ani, în 1955, la Alba Iulia, în situații grele, când mai mulți preoți erau închiși. Întorși de la Alba Iulia la Iași, a absolvit școala de cantori în anul 1959 la Iași și Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași din anul 1965, când a fost hirotonit preot la 29 iunie la Alba Iulia de către episcopul Marton Arun. Ajuns preot, Petru Gherghel, după o scurtă activitate pastorală în parohia Barticești, alături de părintele Mihai Rotaru, a fost numit vicar la Rădăuți, unde a lucrat timp de 3 ani împreună cu părintele Iosif Krasler. În toamna anului 1970 a fost numit profesor de teologie morală la seminarul diecezan Sfântul Iosif. La preluarea mandatului de profesor în seminarul din Iași, se aflau 31 de studenți și 24 de elevi la școala de cantori. La conducerea seminarului se afla atunci părintele Gaspar Bachmeier, ca rector. Pregătirea și predarea cursului de teologie morală, dar și altor discipline, întâlnirea cu seminariștii, viața de comunitate cu colegii preoți, Sfânta Liturghie și rugăciunea personală umpleau programul fiecărei zile. I-a plăcut mereu să se întâlnească cu alții și să trăiască în comuniune. Ne repetă deseori lucrul acesta. După plecarea părintelui Eduard Ferenț la studii de specializare în anul 1975, preasfințitul Petru Pleșca l-a desemnat pe preotul Petru Gherghel să preia conducerea seminarului. La câteva zile după groaznicul cutremur, în ziua de 19 martie 1977, în ziua Sfântului Iosif, patronul seminarului, a trecut la cele veșnice păstorul diecezei de Iași, preasfințitul Petru Pleșca. După moartea excelenței sale, la conducerea diecezei de Iași a urmat părintele Andrei Gherguț în calitate de ordinarius substitutus. La 21 februarie 1978, Papa Paul al VI-lea, Sfântul Papa Paul al VI-lea, l-a numit printr-un decret al Sfintei Congregații a Episcopilor Ordinarius ad Nutum Sancte Sedis, cum munere administratoris apostolicii al Episcopiei de Iași. Numirea lui reprezenta pentru dieceza de Iași un prim pas spre normalizarea situației ecleziale, deoarece de la arestarea episcopului titular Anton Durcovici, ea fusese condusă doar de ordinarii substituti.
Instalarea monseniorului Petru Gherghel ca ordinariu Slăiaș a avut loc în ziua de 4 aprilie 1978 în cadrul unei sfinte liturghii solemne la care au concelebrat, alături de sfinția sa, părintele Dumitru Patrașcu, paroc și decan de Iași, cel care a citit decretul de numire, părintele Anton Despinescu, părintele Grigore Duma și părintele Alois Donea, profesor la seminar, și părintele Anton Ghiurcă, vicar parohial la Catedrala din Iași. În acel moment, dieceza de Iași avea un număr de 78 de parohii organizate în două decanate, de Iași și Bacău, în care lucrau circa 100 de preoți. Pentru noul păstor al diecezei începeau anii de foc, de activitate intensă. Avea nevoie de răbdare, de prudență, de discreție, dar și de tenacitate, de perseverență și mai ales de rugăciune profundă pentru a-și împlini cu responsabilitate mandatul primit. În timpul păstoririi ca administrator apostolic s-au ridicat numeroase biserici, s-a ridicat moderna clădire a seminarului din Iași, s-au deschis numeroase parohii noi, au fost hirotoniți aproape 150 de preoți, au fost trimiși mai mulți preoți la studii în străinătate și s-au făcut numeroase vizite pastorale. Evenimentele din decembrie 1989 l-au găsit pe monseniorul Petru Gherghel în seminar. Din anul 1983, în fiecare an, înainte de Crăciun, seminariștii susțineau un concert de Crăciun în capela seminarului, la care luau parte diferiți invitați din oraș. Adresându-se participanților la concert și seminariștilor, monseniorul Gherghel a vorbit despre sărbătoarea nașterii Mântuitorului și a îndemnat pe toți la curaj și încredere în Dumnezeu. A încheiat prin cuvintele unui colind: Mama în vatră pâine coace, noi ne rugăm pentru pace. Înlăturarea regimului comunist, care a subjugat timp de 45 de ani societatea românească, a deschis și bisericii catolice din România porțile libertății religioase de care fusese privată în toți acești ani. Sfântul Scaun a trecut imediat la refacerea structurilor canonice ale diecezelor. La 14 martie 1990, Papa Ioan Paul al II-lea l-a ales și l-a numit pe monseniorul Petru Gherghel episcop de Iași. Consacrarea a avut loc la 1 mai 1990, pe treptele de la intrarea în seminarul diecezan. Era soare. În ziua consacrării, doar noroiul amintea de ploaia strașnică din zilele precedente. Consacratorul principal a fost cardinalul Angelo Sodano, delegatul Sfântului Părinte. Preasfințitul Petru Gherghel și-a făcut un adevărat program al misiunii episcopale, cu stema și motoul ales ca toți să fie una. Dorind să-și ofere viața de episcop și de păstor pentru unitatea bisericii și a lumii, să devină instrumentul acestei uniri și al păstrării comuniunii totale cu Hristos, cu Sfântul Părinte și cu toți episcopii, al păstrării tezaurului încredințat poporului creștin. În perioada păstoririi ca episcop de Iași, preasfințitul Petru Gherghel a celebrat singur sau alături de episcopul auxiliar Aurel Percă, consacrat episcop în anul 1999, numeroase sfințiri de biserici și hirotoniri de preoți și diaconi. De asemenea, a efectuat și o serie de vizite pastorale pe întregul cuprinsul diecezei de Iași. Toate comunitățile au fost vizitate de episcopul Petru. S-a îngrijit și de soarta credincioșilor români din dieceză, aflați peste hotare, prin multele vizite pastorale. În perioada 2001-2004 s-a desfășurat sinodul diecezan din Iași, timp de reflexie, rugăciune, analiză și noire. Episcopul Petru a fost cel care a consacrat altarul și a sfințit noua catedrală, Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, la 1 noiembrie 2005, după 15 ani din ziua în care a așezat piatra de temelie. Mă scuzați, emoțiile mă copleșesc. Și ca episcop s-a preocupat de formarea viitorilor preoți, o formare umană, intelectuală, spirituală și pastorală cât mai bună,
continuând să trimită preoți la specializare. După anul 1990, numărul seminariștilor a crescut an de an. Apogeul a reprezentat anul academic 2000-2001, când în seminarul din Iași au fost aproape 200 de studenți. După aproape 20 de ani de muncă, la 1 octombrie 2000, Preasfințitul Petru Gherghel a avut bucuria să consacre altarul și să sfințească ansamblul de clădiri care constituie seminarul diecezan Sfântul Iosif din Iași. Bineînțeles, au apărut multe congregații pe teritoriul diecezei de Iași și asociații ale copiilor, tinerilor și adulților. Pe plan ecumenic, Preasfințitul Episcop Petru Gherghel a colaborat cu înalt preasfințitul Mitropolit Daniel al Moldovei și Bucovinei într-un mod special, dar și cu mitropolitul actual Teofan. Astfel, cei doi înalți ierarhi au participat împreună la săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Multe momente i-au adunat împreună cu diferite ocazii. Ne rămân tuturor, însă, în minte, exemplul de dăruire și iubire pentru biserică, povețele pe care le-au oferit în diferite ocazii, acestea și multe altele, venite dintr-o inimă de tată care a știut să se pună la dispoziția lui Dumnezeu pentru ca toți, în jurul său, să fie una. Vă mulțumim, Preasfințite! Preasfințite Episcop Petru, ne-am adunat în rugăciune, cer și pământ azi se unesc și fiecare acum vă spune un cald și sincer mulțumesc. Pe apa vieții s-au scurs anii și înfiorați vor trece într-una când El a spus în Ghețemanii: mă rog ca toți să fie una. E cunoscută, e de folos dorința voastră, Excelență, de a fi uniți toți în Hristos, purtând în lume a Lui prezență. Îndrăgostit de unitate, îndrăgostit de al Său cuvânt, ați fost îndemn în multe fapte, demne de noul legământ. Izvor de pace și lumină ne-ați fost prin ani necontenit, stropind la timp orice grădină deschisă mirelui iubit. Păstor atent și devotat luminii de la Betleem, pe toți din turmă ne-ați chemat, cărarea strântă s-o urmăm. Răsar biserici noi sub soare, cuvântul Domnului răzbate, creștinii vin, fac sărbătoare, chemând pe frați la unitate. Zi după zi, an după an, clăditați inimi înfocate, ferment în lume și alean, v-a străduit să fiți în toate. E vremea să vă mulțumim, e vremea lacrimii ascunse, iubirea cu toții o știm, pătrunde în încăperi străpunse. Și azi, acum în catedrală, pe toate ușile ai intrat, iubirea e, ochii nu înșeală, Hristos e aici, cu adevărat. Vă mulțumesc!
mulțumesc. Preasfințite, vă rog să luați loc o clipă. Și am auzit, deja mă obligă să repet încă o dată. Mulțumesc. Eu scrisesem o scrisoare de invitație la rugăciune, sigur pregătisem un text, însă vreau să-l pun deoparte și să spun încă o dată că Dumnezeu de astăzi este mulțumesc. Sigur, non nobis Domine, sed nomini Tuo da gloria. Nu nouă, Doamne, nu mie, Doamne, ci numele Tău dăm lauda. De aceea, mulțumirea mea este către Dumnezeu, căci a arătat iubirea față de mine. Aș putea spune că a ales pe cineva pe care să-l trimită ca să lucreze El, care conduce toate, care urânduiește toate, care însoțește pe toți. Cred acest lucru. Cred și trebuie să repet că numai Lui trebuie să aducem laudă. Astăzi sunt cu adevărat copleșit de amintiri, dar și de lipsuri, de bucurii și încercări, de succese și lupte, dar mai ales astăzi mi-aduc aminte de un lucru pe care nu vreau să-l trec cu vederea. Ca tot să fie una pe care eu, sigur că am ales acest motto pentru misiunea mea, pentru că am fost convins că nu singur, ci doar împreună, împreună pe acea vreme puteam să facem pas. Și ca tot să fie una, pentru că nici nu se poate gândi altfel, de vreme ce Dumnezeu ne-a creat pe toți fiii săi și frați. Și mai mult decât atât, ne-a ales să fim asemenea Fiului Său, fii Părintelui Ceresc. Și trebuie să fim una. Și acesta a fost gândul care eu am pornit în lupta aia grea atunci, cu speranța că preoții, majoritatea tineri, vor sta uniți. Sigur că a fost o încercare, dar biserica a biruit. Și nu noi, nu eu, ci Dumnezeu a făcut acest lucru. Mulțumesc așadar lui Dumnezeu, trec mai departe și mulțumesc Sfântului Părinte, Sfântul Paul al VI-lea pentru numirea mea, un titlu curios atunci, Ordinarius ad Nuptum Sancte Sedis. Îi mulțumesc pentru că la vârsta de 38 de ani a așezat pe umerii mei o asemenea misiune. Sigur că nu uit că aceasta m-a speriat, dar am fost încurajat, sigur, și am mers mai departe. Mulțumesc Sfântului Părinte, Sfânt Ioan Paul al II-lea, Sfântului Ioan, pentru că a continuat să păstreze pe umerii mei această misiune. Nu că aș fi avut merite, ci pentru că așa au rânduit Dumnezeu și Sfântul Părinte. Și sigur că mulțumesc și Sfântului Părinte, Papa actual, pentru că a așteptat peste 4 ani să răspundă la cererea mea
de a lăsa altcuiva această misiune. Și nu numai atât, a și venit aici la noi ca să ne binecuvânteze. Și practic pentru noi este un semn că biserica noastră a rămas în ochii lui Dumnezeu și a Sfântului Părinte. Mai ales eroii noștri, familiile noastre, seminarul nostru, persoanele consacrate și atâția tineri și tinere răspândiți în întreaga lume. Sigur că trebuie să vă spun că sunt emoționat și pe drept. Trec acum să mulțumesc celor care au stat alături de mine. Sigur, de la început, prin seminar, apoi prin parochii, aici în episcopie, sigur că au fost profesorii mei, între care este și părintele Desfinescu aici, și sigur că au fost colegii mei, între care Monsignorul Grigore, colegii mei ceilalți, dar au fost după aceea orânduiți de Dumnezeu și alți susținători, biscopul nostru Auxiliar Aurel, sigur căruia îi mulțumesc în mod special pentru că mare muncă a avut pentru binele diocezii noastre. Asemenea, mulțumesc celor de la seminar, celor care se ocupă și s-au ocupat în toate seminariile pentru preoți. Sigur, Monsignorul Rector și profesorilor de aici și mulțumesc tuturor consilierilor din episcopie sau din alte unități, cum sunt decanii și alți preoți care și-au oferit slujirea ca tot să fie una. Parochilor, vicarilor, tuturor celor care au lucrat în Caritas sau în învățământ, în probleme sociale, tuturor le mulțumesc. Și sigur că nu uit să mulțumesc celor care au susținut atâtea opere aici spre binele credincioșilor noștri. Sigur că persoanele consacrate au avut un rol și la o și tuturor le mulțumesc. Ce scuze că am lungit această mulțumire a mea, dar am voit să spun că nu am fost singur, ci am crezut în acest ca tot să fie una. Mulțumesc dumneavoastră, celor care ați venit, e de departe, e de aici, din Iași, autorităților, am văzut că am fost și un reprezentant al domnului primar, invitaților noștri din biserica și oaspeților din Biserica Ortodoxă. Mulțumesc corului care ne-a încântat și ne-a chemat să nu uităm că numai lui Dumnezeu trebuie să-i aducem laudă. Recomand cu bucurie pe urmașul meu, pe părintele Monsignor Iosif Păuleț. Este alesul Domnului, alesul Sfântului Părinte, este cel care, sigur, va continua cu zeal și cu priceperea sa, cu sufletul său, cu bunătatea sa această misiune. Eu nu mă voi, știu, separa. Sfântul Părinte, Benedict al XVI-lea, ne-a dat unul dintre cele mai puternice exemple. Și anume când el vedea că e greu și că sunt atâția care pot să facă mai mult bine, el singur, nu l-a obligat nimeni, că nici nu putea nimeni să-l oblige, a spus, eu nu părăsesc misiunea, crucea, ci o îmbrățișez în altă formă. Rămân în biserică alături de Papa care este actual și de toți. Și rămâne ca un exemplu pentru toți cei care lucrează și știu
să lase și altora această misiune să muncească mai mult, să laude pe Dumnezeu și să fie pe pământ mai multă armonie. Așadar, tuturora, dacă am uitat pe cineva, celor care au venit de departe, le mulțumesc și celor care sunt acum uniți cu noi prin intermediul internetului, pentru că niciodată n-am voit să fim separați și nu trebuie să fim separați, ci împreună să ne împlinim menirea noastră cu preasfințitul Aurel și cu toți ceilalți consilieri și cei care fac parte din structuri, îl vom susține și eu cu rugăciunea și preasfințitul cu activități în munca pe care o are. Vă așteptăm să transmitem marța viitoare această misiune urmașului meu, Monsignorului Iosif Pauleaț. La dumneavoastră vă spun mereu la revedere și să rămânem ca să mergem împreună, cum ne-a chemat Sfântul Părinte Papa Francisc când am fost la noi. Când a fost la noi și s-a întors acasă cu impresii așa de frumoase. Așadar vă spun mulțumesc și să mergem cu toți mai departe împreună. Amin. Vă mulțumesc. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Mijlocirea preacurată Fecioare Maria, a fericitului nostru Anton Durcovici și a ocrotitorilor noștri, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, să mergem în pace.